Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest video vreau să vă spun ce trebuie să știți atunci când băgați plantele în casă. Pentru că fiecare dintre noi știe cel mai bine atunci când este timpul să le băgăm în casă. De obicei, plantele se bagă în casă atunci când începe temperatura să ajungă pe la sub 10 grade, practic, pe la un 8 grade peste noapte. Iar atunci când le băgăm în casă, fiecare dintre noi ne bucurăm pentru verdeața pe care o aducem în dormitoarele noastre și suntem practic ne descrețește ne descrețesc privirile aceste culori vii și frumoase. Ei bine, trebuie să știm că fiecare dintre ele au și ele pretenția lor, adică să poată supraviețui pe timpul iernii. Așa că vreau să vă spun că în primul rând, când aducem o plantă de afară, este foarte important să știm unde o amplasăm. Adică fiecare dintre plantele noastre are nevoie de cel mai mult de lumină. Și dacă noi ne cunoaștem fiecare plantuță în parte, le așezăm după cum spune ea practic, după cum ne cere, pentru că sunt unele dintre ele care nu necesită foarte, foarte lumină, foarte, foarte multă lumină, iar celelalte care necesită foarte multă lumină, încercăm să le așezăm acolo unde este mai multă, fiecare după prioritate, practic. Pentru că ele au stat toată vara și au avut lumină cât mai multă pe balcoane sau în exterioare, iar acum este o mică problemă și fiecare dintre noi, după cum am mai spus, ne-am dorit să nu le pierdem. Iar cel de-al doilea pas, foarte important, ar fi udarea. Să încercăm să nu le udăm prea des, pentru că din momentul de față, venind toamna, temperatura scade și nu mai au nevoie de atâta apă de pe cum a avut pe timpul verii, practic. Trebuie să le punem cât mai puțină apă. E posibil de multe ori să aibă nevoie chiar o dată la 2 săptămâni. Depinde, pentru că dacă o plantă este amplasată undeva într-o fereastră, acolo este foarte posibil să fie mult mai răcoare și faptul că temperatura este mică, nu-i trebuie nici multă apă. Pentru că fiecare dintre plantele noastre, să știți că rezistă mai mult atunci când au pământul uscat, decât să fie prea ud. Pentru că dacă este prea ud, rădăcinile vor potrezi și planta începe să se ofilească, practic nu-i mai merge bine și nu va rezista și va muri. Sau dacă vi s-a întâmplat cumva să o udați prea mult la un moment dat, observați că este prea udă, o lăsați mai mult timp neudată, până vă arată acea plântuță că are pământul practic la suprafață este uscat. Atunci când pământul la suprafață este uscat, de-abia atunci are nevoie de apă. Iar cel de-al treilea pas este și acesta destul de important. Încercați ca atunci când îi găsiți acelei floare locul respectiv, să nu o mai mutați din acel loc. Noi trebuie să încercăm la fiecare floare, când o așezăm, să nu le schimbăm locul, pentru că florile suportă destul de greu mutarea noastră, mutarea pe care noi o facem, pentru că nu le place schimbarea, practic. Așa că dacă considerați că v-am fost de folos cu acest video, vă rog frumos să vă abonați pentru a putea fi la curent cu toate videourile mele. Și eu vă spun la revedere cu multă, multă sănătate!